cum vezi tu viitorul? Nu te întreb ce vei mânca la cină sau cum va evolua bursa săptămâna viitoare, ce ți se va întâmpla în 10, 20 sau 50 de ani. Cu siguranță este greu să ne imaginăm, dar sunt multe predicții despre soarta planetei. Cercetătorii au prezis ce se va întâmpla cu planeta într-o sută, o mie, un milion și chiar 15 miliarde de ani. Vrei să știi ce se va întâmpla în viitor? Pregătește-te să sărim cu 15 miliarde de ani înainte. Prima oprire este peste 50 de ani. Schimbările climatice nu sunt încă drastice. Economia digitală va lua amploare iar oamenii vor avea noi metode de transport. Autostrăzi subacvatice ce vor conecta continentele, autobuze și taxiuri care zboară. Vom locui în case subterane și vom merge în vacanțe în spațiu unde vor exista hoteluri pe orbita Pământului. În 50 de ani ne așteaptă și noi modalități de divertisment, cum ar fi filme interactive în care chiar noi putem fi actori cu ajutorul realității virtuale. După 100 de ani, distracția pare să se termine. Temperatura aerului a crescut cu o medie de 3-5 grade Celsius, căldura extremă și seceta sunt tot mai frecvente. În Africa, deșertul Sahara a cucerit aproape întreg continentul, cuprinzând chiar și părți sudice ale Europei. Într-un alt scenariu, datorită cantităților de precipitații care au crescut foarte mult, marginile celui mai mare deșert din lume vor fi acoperite de câmpii sau jungle. Rezervele de apă potabilă vor fi reduse și planeta va suferi de dezastre naturale mult mai frecvente, furtuni, uragane și incendii forestiere care vor avea consecințe și mai severe. Insulele Maldive, Seychelles, Fiji, tot New Yorkul, Miami și Veneția vor fi sub apă. Inundațiile vor amenința țări întregi precum Olanda și Bangladesh. Datorită încălzirii globale, ghețarii se vor topi mai repede. Conform cu diferite predicții, nivelul oceanelor va crește cu 60 de centimetri sau chiar 2 metri, dar după 1000 de ani, nivelul mării ar putea crește cu 20 de metri. Datorită topirii ghețarilor, curenții marini de adâncime din nordul Atlanticului vor fi mult mai slabi. Curenții marini se formează datorită schimbărilor de temperatură din apa oceanelor și a concentrației de sare. Dar, din cauza încălzirii globale, oceanele vor fi mai calde și ghețarii topiți vor adăuga o cantitate foarte mare de apă dulce oceanelor. Asta ar duce la dispariția celei mai mari surse naturale de încălzire, curentul golfului. În Marea Britanie și în țările scandinave o să fie la fel de frig ca în Siberia, dar și oamenii vor fi mai rezistenți. O să învățăm să modificăm genomul uman, reducând probabil chiar și riscul cancerului. Vom avea oase mai puternice și superputeri cum ar fi vedere ultraprecisă și auz mult îmbunătățit. Ne vom implanta mici gadgeturi în corp care ne vor întări sistemul imunitar, ne vor ajuta să descărcăm date direct în creier sau să accesăm internetul doar cu puterea gândului. Într-o lume suprapopulată, casele vor fi construite sau dezasamblate de mici roboți. După 5000 de ani, cercetătorii spun că ghețarii se vor topi complet, iar nivelul mării va crește cu 60 de metri. Conturul continentelor se va schimba și zonele de coastă vor fi inundate. O mare parte a anumitor țări europene, coasta de est a Americii de Nord și anumite părți din China și India vor fi sub apă. Cardamom Hills o să fie o insulă, iar oceanele vor câștiga teren în fața continentelor. Dacă omenirea va supraviețui după 10.000 de ani, diferențele rasiale nu vor mai exista. Pe timpul zilei o stea va străluci pe cer, Antares, o stea supergigant care va fi explodat transformându-se într o supernovă. După încă 2.000 de ani, înclinarea axială a Pământului se va inversa, polul nord și polul sud învârtindu-se. După 50.000 de ani, Niagara, cea mai mare cascadă din America, va fi doar o amintire datorită eroziunii înălțimea acesteia va scădea cu 30 de centimetri pe an ceea ce va duce la dispariția ei pe pământ va erupe probabil un super vulcan. De exemplu, dacă cel mai mare vulcan din lume, Caldera Yellowstone, ar erupe, ar distruge viața pe o rază de 100 de kilometri și întregul continent nord-american ar fi acoperit de un strat de 30 de centimetri de cenușă vulcanică. Datorită norului imens de cenușă, vizibilitatea ar fi redusă la doar o jumătate de metru pe întreaga planetă, iar razele soarelui nu ar mai ajunge pe pământ, ceea ce ar aduce o iarnă vulcanică. Dar nu ar dura mult comparativ cu noua eră glaciară care probabil ar începe cam în același timp. Majoritatea emisferei nordice ar fi acoperită de un ghețar enorm. Scandinavia, Europa, Canada și Siberia s-ar afla sub mulți metri de gheață. După un milion de ani, pământul nu va arăta foarte diferit. Oceanele și continentele vor exista, deși continentele se vor fi deplasat cu 40-60 de kilometri. Din valurile Oceanului Pacific, aproape de Hawaii, vulcanul subacvatic Loihi va forma o nouă insulă. După 50 de milioane de ani, oceanele și continentele vor continua să se deplaseze, iar Australia se va ciogni cu Asia de sud-est și Africa cu Eurasia. Când plăcile tectonice se vor ciogni, Marea Mediterană va dispărea, iar în locul ei vor apărea munți uriași, comparabil cu Himalaya. Probabil în aceeași perioadă un asteroid enorm, comparabil cu cel care a dus la dispariția dinozaurilor acum 65 de milioane de ani, va lovi Pământul. După 250 de milioane de ani, mișcarea continentelor se va opri pentru că toate se vor fi unit într-un singur continent. Există patru scenarii ale acestei transformări. În prima, oceanul Atlantic se va mări, iar Pacificul va dispărea. America se va ciocni cu Antarctica, după care Africa și Eurasia li s-ar alătura. Australia ar fi prinsă la mijloc. Supercontinentul s-ar numi Novo Pangea. În alt scenariu, Oceanul Atlantic ar dispărea și un alt continent, Pangea Proxima, ar fi înconjurat de Oceanul Pacific. 90% din noul continent ar fi deșert și în nord-vest și sud-est ar exista munți imensi. Într-un al treilea scenariu, toate continentele s-ar întâlni la Polul Nord, formând supercontinentul Amasia. A patra ipoteză susține că atât Pacificul cât și Atlanticul vor dispărea, ceea ce ar duce la apariția unui nou ocean și a unui nou supercontinent. După 800 de milioane de ani, concentrația de dioxid de carbon de pe Pământ va scădea sub nivelul necesar procesului de fotosinteză, iar copacii și toate celelalte plante ar muri. Stratul de ozon va dispărea complet, iar razele ultraviolete mortale vor ajunge nestingherite pe suprafața Pământului. Formele de viață pluricelulare vor dispărea de pe planetă. După un miliard de ani, soarele va fi mai strălucitor și temperatura medie la suprafața Pământului va ajunge la 47 de grade Celsius. Ghețarii vor dispărea, iar polii Pământului vor fi unde acum sunt tropicele și oceanele se vor evapora treptat. Pământul ar deveni un deșert ars de soare unde viața nu poate exista. După 3,5 miliarde de ani, condițiile de pe Pământ vor fi comparabile cu cele de pe Venus, cea mai caldă planetă din sistemul solar. Temperaturile vor ajunge la 1130 de grade Celsius. După 5 miliarde de ani, soarele va începe să moară. Mai întâi se va mări de aproximativ 250 de ori devenind o gigantă roșie. Va îngloba pe rând Mercur, Venus și Pământul, sau chiar dacă nu va ajunge acolo, cu siguranță ar arde planeta noastră. Singura formă de viață care va mai exista vor fi microorganismele. După 8 miliarde de ani, soarele se va transforma într-o pitică albă, o masă densă și fierbinte, aproximativ la fel de mare ca Pământul. După 15 miliarde de ani, o să înceapă să se răcească și să se stingă, transformându-se încet într-o pitică neagră, care nu va mai produce nici căldură, nici lumină, deci va fi imposibil de observat. Oricum, nu va mai exista nimeni care să o observe. Viitorul planetei noastre este deja prestabilit, într-un fel sau altul viața nu va mai putea exista aici la un moment dat, dar asta nu înseamnă că omenirea va dispărea, avem sute de ani la dispoziție pentru a găsi un plan prin care să ne salvăm, poate că ne vom muta pe o altă planetă sau poate vom modifica orbita Pământului. Stephen Hawking consideră că planeta va fi locuibilă pentru încă o mie de ani. În tot acest timp, trebuie să continuăm explorarea spațiului în numele viitorului omenirii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!